vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie. În zona montană vor predomina Lapovița și Ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 14 grade. La Brașov, la noapte, vom avea minus 1 grad Celsius și sunt posibile precipitații mixte. Pentru 1 decembrie, până la ora 22, este în vigoare o informare meteo. Sunt posibile intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vântul va avea intensificări la munte, iar pe creste va sufla tare, cu rafale de peste 80 de km pe oră. Pe parcursul zilei de marți, 1 decembrie, vor fi intensificări ale vântului și în restul țării, cu viteze de peste 50 de km pe oră. În zona montană vor fi precipitații mixte și condiții de polei, iar la altitudini mai mari de 1500 de metri, temporal va ninge, iar local vântul va viscoli Ninsoarea. La Brașov, marți, vom avea o maximă de 8 grade Celsius. Cerul va fi acoperit și sunt posibile ploi.